Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă invit să urmăriți un documentar inedit. Monumente, artefacte și descoperiri arheologice ascunse de autoritățile lumii. Când te uiți la întreaga istorie artefactelor și monumentelor străvechi, observ că parcă există o forță ocultă care încearcă să ne ascundă foarte multe lucruri, ca și cum s-ar dori a nu se cunoaște adevărata istorie a omenirii. Să luăm exemplul Marii Piramide Albe din China. Aceasta ar fi situată într-o zonă interzisă de autoritățile comuniste, aceste restricții făcând dificilă posibilitatea de a vizita piramida și a o fotografia. Toate acestea, unii au reușit să ajungă acolo pentru a vedea această structură impresionantă. În timpul celui de-al doilea război mondial, un pilot american pe nume James Kaufman a observat această piramidă care părea a fi mai mare decât Marea Piramidă din Egipt. Accesul arheologilor occidentale a fost însă restricționat pentru o mare parte de timp, dar atunci când restricțiile au fost ridicate, aceștia au scos la iveală numeroase monumente antice. Marea Piramidă Albă nu se afla însă printre ele, iar arheologii începeau deja să se gândească la un mit fără acoperire reală. Doi ani mai târziu, un alt pilot american, Sheehan, care a auzit de observațiile lui Gaussman, a localizat cu succes piramida Xian. El a făcut o serie de fotografii care au fost publicate pe 28 martie 1947 în New York Times. În raportul său de informații, Sheehan a scris despre piramidă. Nu e nimic în jurul ei, doar o piramidă imensă în mijlocul pustietății. M-am gândit că e extrem de veche. Cine a construit-o? De ce a fost construită? Ce se află în interior? În 1962, capitanul Bruce Cathy din Auckland, Noua Zeelandă, pilot de avion și cercetător OZN, a citit jurnalele lui Schroeder. Cathy a contactat ambasada chineză din Wellington și a întrebat despre piramida Xian. Spre surprinderea lui, i s-a spus că nu există astfel de piramide în China. Mai târziu, autoritățile chineze s-au răzgândit și au recunoscut existența acestor structuri antice. Cu toate acestea, chinezii au subliniat că acestea nu ar trebui să fie caracterizate ca piramide, ci mai degrabă ca morminte funerare trapezoidale. Cercetătorul și exploratorul german Hartwig Hausdorff a decis să călătorească în China cu speranța că ar putea învăța mai multe despre această structură veche și misterioasă. Hotărât să găsească adevărul din spatele piramidei albe, Hausdorff a călătorit în China de 3 ori. În 1994, Hausdorff a intrat în zona interzisă a Chinei, în care se găsește și piramida Xian. Cu ajutorul unui cercetător chinez, Chen Jianli, un prieten de-al său, Hausdorff a reușit să obțină permisiunea de la Ministerul de Interne de la Beijing pentru a intra în zona interzisă de lângă Xian de 3 ori, în martie și octombrie 1994 și în vara lui 1997. Hausdorff a observat repede cât de reticenți sunt chinezii pentru a discuta despre piramidele lor. Interesant e faptul că Hausdorff n-a reușit să găsească niciodată piramida de la Xian. În schimb, neamțul a descoperit în zonă încă cel puțin 15 piramide. Pe de altă parte, el a observat că pe părțile laterale ale acestor piramide erau plantați copaci, ceea ce însemna că autoritățile chineze au încercat pur și simplu să ascundă aceste monumente extraordinare. Construcția acestor piramide mai mici din China este similară cu cea a piramidelor din Teotihuacan, în apropiere de Mexico City, cu trepte de lut mai puțin spectaculoase decât piramidele din Egipt. Vârfurile acestor piramide din China sunt aplatizate, cum este cazul cu structurile de multe ori dreptunghiulare ale maiașilor. Hausdorff crede că această rețea de piramide ar putea face dintr-un sistem gigant de linii sacre, conform conceptului de Feng Shui. El a estimat vechimea acestor piramide la 4500 de ani și spune că acestea au fost aranjate pentru a reflecta formele anumitor constelații din cerul nopții, la fel cum unele piramide egiptene se crede că ar imita constelația Orionului. Cine au fost misterioși constructori de piramide din China? Au fost membrii unei civilizații atlantide vechi sau au fost poate giganții din trecut sau poate chiar extraterestri? Cercetătorul rus Maxim Iacovenko a reușit însă să identifice piramida care se aflase de-a lungul anilor chiar sub ochii specialiștilor. Este vorba de muntele Liangshan, aflat la circa 80 de kilometri de orașul Xian. În aparență, Marea Piramidă Albă chiar seamănă cu un munte, doar un ochi experimentat putând face diferența dintr-o formă naturală de relief și una creată de mâna omului. Există o evidentă contribuție a omului în așezarea pietrelor acestui munte.
Rezultă că muntele Liangshan este în realitate o colosală construcție pierdută de aproape un mileniu și jumătate. Marea piramidă albă, afirmă Maxim Iacovenco. Piramida ar fi fost complet acoperită de vegetație și de roci de-a lungul timpului. Legenda piramidei a luat naștere în anul 684 după Hristos, atunci când al doilea împărat al dinastiei Tang, Gao Zong, a fost înmormântat în uriașul monument. Soția sa, împărăteasa Wu, a continuat să domnească până în anul 705 după Hristos, la moartea sa fiind îngropată alături de împăratul Gao Zong. Este de altfel singurul monument din China în care doi monarhi sunt înmormântați împreună. Pe lângă existența reală a acestor morminte, există o legendă privitoare la o piramidă albă înaltă de 300 de metri și cu o bijuterie în vârf, care ar eclipsa până și Marea Piramidă din Egipt. Cât privește gigantica piramidă Xi'an, de ce aceasta nu mai este de găsit acum, deși a fost văzută de mai mulți martori și chiar și fotografiată? Ce s-a întâmplat cu ea? Cum a apărut ea în material și apoi a dispărut? Au distrus-o chinezii de pe fața pământului în anii 50 cu ajutorul bombei atomice. De ce să fi făcut asta? Sau Marea Piramidă Albă este o altă realitate a ținutului fabulos al Shambhalei? În unele articole ale mass mediei oficiale se spune că martorii mai sus menționați în acest articol ar fi confundat așa zisă Marea Piramidă Albă cu mauzoleul Maoling, vechi de peste 2000 de ani și aflat la 40 de kilometri vest de orașul Xi'an. Dar cele două structuri nu pot fi în niciun caz confundate. Într-un articol din martie 2020, de 25 de ani a fost găsit mormântul lui Alexandru cel Mare, dar guvernele Egiptului și Greciei împiedică aflarea adevărului. Legendele spun că Alexandru ar fi fost fiul unui zeu extraterestru egiptean. Foarte interesant articolul de pe cotidianul The Express despre posibila găsire a mormântului celui mai mare conducător din istoria omenirii, Alexandru cel Mare. Legendele spun că ar fi fost fiul lui Zeus, așadar un posibil semizeu extraterestru. Arheologiști și istoricii s-au întrebat de mult timp unde se află locul de mormântare al împăratului Alexandru cel Mare, însă un cercetător susține de 25 de ani că l-a găsit. Arheologul Liana Suvalții susține că a descoperit adevăratul mormânt al lui Alexandru cel Mare acum 25 de ani în Egipt, dar a fost blocată constant de guvernele Greciei și Egiptului. Cercetătoarea crede în ipoteza că dorința împăratului antic a fost aceea ca trupul său să fie mormântat în binecunoscutul templu al zeului egiptean suprem Amun-Ra din oaza Siva. Locația a avut o semnificație uriașă în lumea antică și este locul unde Alexandru a fost confirmat ca fiul lui Zeus, zeul legendar al mitologiei grecești. În 1984, doamna Suvalții a solicitat autorităților egiptene autorizația de a excava zona din oaza Siva, situată la aproximativ 50 de kilometri est de granița cu Libia și la 500 de kilometri de Cairo. În 1989, la 5 ani de la depunerea cererii, a fost acordată autorizația și au început săpăturile. Echipa de cercetători a făcut o descoperire uluitoare la doar o săptămână de la începerea săpăturilor. Doamna Suvalții și echipa ei au găsit o intrare păzită de statui de lei, care ducea la un foarte mare și important monument. În următorii ani, săpăturile au relevat faptul că monumentul era un mormânt regal elenistic de 525 de metri pătrați. Foarte important este acest cuvânt elenistic pentru că se știe că Alexandru cel Mare a fost de naționalitate greacă, macedonian. Printre inscripții și sculpturile descoperite s-au numărat diverse decorațiuni grecești, ceea ce înseamnă că mormântul ar fi putut foarte bine să aparțină lui Alexandru cel Mare. Una dintre inscripții despre care doamna Suvalții crede că a fost scrisă de Ptolemeu, un cunoscut însoțitor al lui Alexandru, se referă la transportul trupului neînsuflețit către acel mormânt, deși nu există nicio referire la nume. În 1995, toată lumea a fost anunțată că a fost găsit mormântul lui Alexandru cel Mare. Doamna Suvalții declara atunci mass mediei: nu am nicio rezervă cu privire la faptul că acesta este mormântul lui Alexandru, dar vorbesc acum fiecărui grec din lume. Vreau ca fiecare dintre voi să se simtă mândru pentru că grecii au găsit acest monument foarte important. Dar această declarație nu a fost una potrivită. Înainte de a fi împăratul unei jumătăți din lume, Alexandru a fost inițial rege în Grecia de Nord, zona Macedoniei.
Deoarece tensiunile naționaliste au continuat să crească în regiune, între greci și macedonieni, guvernul grec a oprit săpăturile. Primul ministru din acea perioadă, Costas Simitis, a trimis un consilier al ambasadei Greciei de la Cairo pentru a cere guvernului egiptean să retragă permisiunea doamnei Suvalții de a mai scava, împiedicând săpăturile ulterioare ale mormântului. Dar chiar și așa, în ziua de azi, doamna Suvalții se luptă pentru dreptul de a-și continua săpăturile pe șantier. Alexandru cel Mare, 356 înainte de Hristos, 323 înainte de Hristos, cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, a fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. Cuceririle sale spectaculoase au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului apropiat și mijlociu. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, care se întindea din Grecia până în India. Conform istoriei oficiale, Alexandru cel Mare ar fi fost fiul regelui Filip al II-lea al Macedoniei și al reginei Olimpia, dar, conform unor altor legende, Alexandru ar fi fost fiul reginei Olimpia cu zeul egiptean Amon. A nu se uita că în vechime zeii s-ar putea să fi fost numele dat unor extraterestri avansați. La un moment dat, se pare că în curtea regelui Filip a venit un faraon egiptean pe care grecii l-au numit Nectanebus. El era un magician desăvârșit care ar fi reușit să o seducă în secret pe regina Olimpia. Tot aceleași legende spun că de fapt acest magician nu era altul decât zeul Amon, care își luase masca faraonului Nectanebus. Olimpia a rămas însărcinată, așa că atunci când ea l-a născut pe Alexandru, a născut de fapt pe fiul unui zeu. Astfel, Alexandru nu ar fi altceva decât un semizeu. Învingând armatele persane din Asia Mică, Alexandru s-a dus spre Egipt. El se aștepta la o rezistență puternică din partea viceregilor persani care au condus Egiptul, însă a fost uimit să vadă că acel mare pământ i s-a predat fără nicio rezistență. Acest lucru era fără îndoială un semn. Fără să piardă timpul, Alexandru a vizitat oracolul lui Amon. Acolo zeul însuși ar fi confirmat adevărata paternitate a lui Alexandru. Astfel, preoții egipteni l-au binecuvântat ca pe un faraon. Apoi Alexandru cel Mare a mers spre sud la Karnak, centrul adorării lui Amon. Centrul religios de venerație încă din mileniul al III-lea înainte de Hristos, Karnak constituia un conglomerat de temple, altare și monumente pentru Amon, fiind construit de mai multe generații de faraoni. Una dintre cele mai impresionante și colosale structuri a fost templul construit de regina Hatshepsut cu mai mult de 1000 de ani înainte de vremea lui Alexandru, și despre ea s-a spus că ar fi fost fiica zeului Amon, concepută la fel de o regină pe care zeul a sedus-o deghizat. Aflând că este semizeu, Alexandru a devenit obsedat de ideea nemuririi. El a început să caute locuri misterioase din lume de unde ar putea obține acea nemurire. Așadar, împăratul a ajuns la sud de Egipt, undeva în Sudan, unde l-ar fi căutat și găsit pe Enoch, patriarhul biblic de dinaintea Marelui Potop, dar și străbunicul lui Noe. Alexandru ar fi ajuns într-un loc, spune legenda, unde este situat paradisul, în țara celor vii unde locuiesc sfinții. Pe un munte era o structură strălucitoare de unde se întindea spre cer o scară imensă, alcătuită din 2500 de trepte de aur. Într-o sală vastă, Alexandru a văzut figurine de aur, un altar de aur și două sfeșnice uriașe cu înălțime de 20 de metri. Undeva în această sală se afla Enoch, care i-ar fi spus împăratului: nu cerceta misterele lui Dumnezeu. Alexandru ar fi ascultat sfaturile înțeleptului biblic și a plecat, nu înainte de a primi ca dar de desfărțire o grămadă de struguri care în mod miraculos erau suficienți pentru a-i hrăni toată armata. Într-o altă versiune a legendei, Alexandru cel Mare a întâlnit nu unul, ci doi patriarhi biblici, Enoch și profetul Ilie, care, conform tradițiilor biblice, nu au murit niciodată. Alexandru trecea printr-un deșert când odată a fost capturat de un spirit care l-a dus pe Alexandru într-un tabernaclu strălucitor. Înăuntru, împăratul i-a văzut pe cei doi bărbați biblici. Fețele lor erau strălucitoare, dinții erau mai albi decât laptele, ochii lor străluceau mai mult decât steaua dimineții. Ei erau înalți de statură, având un aspect plin de har. Cei doi, spunând cine sunt, au mai precizat că Dumnezeu le-a oferit nemurire. Ei au mai spus că locul unde se poate găsi nemurirea poartă numele de depozitul vieții, de unde emană apele strălucitoare ale vieții. Dar înainte ca Alexandru să poată afla mai multe sau să bea din apele vieții, un car de foc l-a luat de acolo
și l-a dus înapoi în deșert, în mijlocul trupelor sale. Există intrări secrete care duc în interiorul Sfinxului din Egipt? Conform unor povestiri și imagini rare ale Marului Sfinx din Giza, este foarte probabil să existe cavități, camere și tuneluri care conduc sub unul dintre monumentele antice cele mai enigmatice de pe pământ. O imagine foarte rară a Sfinxului, preluată dintr-un balon cu aer cald, undeva prin secolul al XIX-lea. Acest lucru se întâmpla înainte de scavarea și restaurarea monumentului. Se observă, printre altele, gaura uriașă situată pe capul Sfinxului. Unde duce ea? Marele Sfinx din Giza este fără îndoială unul dintre monumentele antice cele mai enigmatice de pe planete. Această piesă antică minunată rămâne una despre care nu se cunosc multe lucruri, oamenii de știință fiind nedumeriți cu privire la istoria ei misterioasă. Având 73 de metri lungime și 20 de metri înălțime, Marele Sfinx din Giza deține recordul ca cea mai mare statuie monolit de pe suprafața planetei. Marele Sfinx se crede că a fost descoperit în anul 1817, atunci când prima săpătură arheologică modernă, condusă de Giovanni Battista Caviglia, a reușit să descopere pieptul Sfinxului. După multe decenii, întregul Sfinx a fost în cele din urmă excavat între 1925-1936 printr-o expediție arheologică condusă de Emil Barez. Mulți cercetători sugerează că Sfinxul este un monument care e incomplet. Conform numeroaselor alte descoperiri,